Bine v-am regăsit! Bună dimineața! Doamne ajută, începe ultima ediție de Face Press din această săptămână la Neptun TV și Radio Dobrogea și o să începem cu o veste care a făcut în conjurul presei și anume primarul Constanței, Radu Mazăre, este decis să renunțe la funcțiile publice. A început cu cele din partid și a dat demisia din toate funcțiile din partid. Funcțiile de conducere, a rămas simplu membru cum ar veni și aseară a anunțat într-un duplex Neptun TV Radio România că până la vară, chestie de săptămâni, de luni, renunță și la primărie. Haideți să urmărim declarațiile. Nu mai îmi spuneți președinte PSD Constanța, pentru că astăzi mi-am dat demisia din toate funcțiile pe care le dețin la partid. Dacă îmi dădeam demisia din calitatea de membru de partid, pierdeam primăria și asta este un lucru pe care o să-l fac într-un termen relativ scurt. Am și spus în câteva săptămâni, maxim câteva luni, în orice caz până în vară, renunț și la funcția de primar. Pentru operațiunea asta de gunoi am avut audit de performanță făcut de Curtea de Conturi, care a vizat o perioadă de 4 ani la primărie. Expertul DNA, specialistul, de fapt, nu era expert, a scos un raport, specialistul, în 3 zile, Curtea de Conturi a controlat 3 luni jumate, specialistul a scos în 3 zile și a spus că tarifele pe care se practică în Constanța sunt foarte mari. A calculat el cât ar fi trebuit să fie tarifele pe care să le practice firma de gunoi și de acolo a scos 26 de milioane de euro prejudiciu. Eu astăzi am verificat pe internet, am rugat pe cineva să verifice și am să vă dau un exemplu. Informațiile sunt publice, le găsiți și dumneavoastră pe internet și vă spun așa. Constanța, măturat manual, 7 lei pe 1000 de metri pătrați. Cluj-Napoca, 10 lei. Ploiești 7,62, Tulcea 13,7 lei. Deci aproape dublu în Tulcea. Dosarul ăsta este zero. M-a mâhnit și mă mâhnește această, cum să vă spun, obediență față de procurori pe care o au cei de la conducerea partidului, încât am decis să renunț la funcții și în curând voi renunța și la primar și la funcția de membru în PSD și să facă ei ce vor cu partidul lor. Nu mai mă puneți să-i mai comentez pe cei de la București pentru că am fost foarte clar. Le este frică și de umbra lor. Nu declară, nu iau atitudine. Tremură chiloții pe ei de frică. Da, deci este evident. Domnul primar este foarte supărat, înainte de toate, nu pe dosar, acolo este obosit, că este hărțuit, se vede treaba că s-a săturat de atâta hărțuială, a zis aseară ceva cu 20 de ani de hărțuială și de dat mereu explicații de chestiuni de acum 20 de ani, dar este foarte supărat, se vede treaba, este foarte supărat pe partidul din care face parte. Cred că asta este explicația primară, ca să facem un joc de cuvinte, explicația primordială pentru decizia de a renunța la toate treburile. A mai fost o declarație pe presă, vreau și eu să am viața mea, a spus domnul primar. Asta este, mai departe vom vedea ce se întâmplă. Mergem mai departe în Facebook și citim despre o inițiativă a autorităților. Știi că uneori îl înțeleg pe domnul primar când se supără. Dânsul fiind o fire mai rebel așa, e normal să fie foarte sensibil uneori la obediență, cum a vorbit adineauri. Ia uite aici inițiativă a secretarului de stat responsabil cu mediul de afaceri, domnul Cătălin Beciu, care vrea să ofere 100.000 de diplome unor antreprenori români care n-au altă calitate decât aceea că își plătesc taxele la timp. Adică, cum zice autoritatea, este vorba de comportamentul fiscal impecabil. Domnul secretar de stat consideră că misiunea ministerului este aceea de a susține creșterea competitivității companiilor românești, motiv pentru care vrea să inițieze un program național
de 100.000 de diplome date întreprinzătorilor cu comportament fiscal impecabil. Și bineînțeles că ministrul finanțelor, Darius Vâlcov, la adresa înaintată, a și acceptat această chestiune. Mie mi se pare foarte românește, ca să zic așa, dar nu în sensul tradițional, nu. Vorbim de tendințele astea de structurante, ca să zic așa. Păi, cum stimulezi tu competitivitatea dând diplome că ți-ai plătit taxele? Când toată lumea nu mai știe ce să facă să nu le mai plătească. De asta evaziunea este în creștere, corupția este în floare, pentru că toată lumea vrea să evite taxele. Da, domnul Vâlcov, care între timp nu mai e ministru, că are niște probleme, mă rog, treaba dânsului. Problema este că mi se pare nefiresc să stimulez competitivitatea cu niște diplome. Bun, eu, întreprinzătorul X, îmi plătesc frumos taxele la timp, ceea ce înseamnă că în paralel sunt foarte supărat dacă sunt mic întreprinzător, pentru că un mic întreprinzător nu are o cifră de afaceri enormă și se uită cu jind la banii care îi dă pe taxe. Deci eu cu conștiința mea îmi plătesc taxele și statul îmi dă o diplomă. Bun, și cum se stimulează competitivitatea? Adică și închipuie domnul secretar de stat că ăștia care nu plătesc or să alerge după diploma asta? Și sau poate e un prim pas într-o chestiune mai amplă. Cine știe, poate pe viitor participarea la niște licitații sau anumite condiții, anumite contexte de afaceri vor fi condiționate de prezența acestei diplome. N-ai diplomă? De fapt, și acum se întâmplă că de foarte multe ori când vrei să faci o afacere, te duci să iei certificat fiscal, unde acolo scrie cu tărică are datorii sau nu are datorii la stat. Deci, cred că chestiunea asta n-ar prea sta în picioare. Deci, întrebarea esențială este la ce folosește diploma, domnule Cătălin Beciu? Cum stimulați competitivitatea prin programul ăsta național de acordare a unor diplome? Și de ce a stabilit deja numărul de 100.000? Adică, stai că aici mai e o problemă. Suntem convinși că în țara asta numai 100.000 de antreprenori au comportament fiscal ireproșabil. Dânsul este domnul Cătălin, ca să știți, Cătălin Beciu. De unde am scos cifra asta de 100.000? Adică, dacă sunt 150.000, el alți 50.000 nu se vor simți discriminați? De unde e ideile astea? Am impresia că uneori cei de la conducere chiar n-au ce face. Adică se gândesc că e așa ce au să facă și în vremea asta, prin Uniunea Europeană, se iau niște hotărâri foarte dure. Cei care aveți conturi în Elveția, mare atenție, s-a terminat cu secretul contului bancar și cu paradisul fiscal. Ia uite ce a decis Comisia Europeană, avem de pe site-ul oficial, știre din 19 martie de la Bruxelles. Pentru a lupta cu evaziunea fiscală, Comisia Europeană a încheiat o înțelegere cu Elveția prin care fiecare stat membru va primi anual numele, adresele, numerele de identificare și datele de naștere ale rezidenților care dețin conturi în Elveția. De asemenea, autoritățile vor prezenta fiecărui stat al Uniunii Europene informații extinse despre conturile respectivelor persoane. Adică s-a terminat cu contul secret din Elveția. Știi că se spunea are cont secret, nu știe nimeni câți bani are în cont sau au fost niște dezvăluiri. Acum informațiile vor fi publice către autorități. Bine, nu vor fi publice în sensul larg, dar cel puțin autoritățile vor ști pe unde zboară, ce frumos, superb, Nelu, bravo, pe unde zboară banii. Parcă mi-a intuit cuvântul. Vezi, de-aia îmi place mie de Neluțu, că ne înțelegem din priviri în emisiunea asta. Mă rog, el se uită la mine, că eu mă uit la cameră.
Deci facem un pas decisiv spre transparență fiscală totală între Elveția și Uniunea Europeană. Sunt încrezător că și celelalte state vecine vor urma același proces, spune comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi. Acordul urmează să fie semnat după aprobarea sa de către Consiliul Uniunii Europene și de către guvernul elvețian, dar Comisia Europeană estimează că până în vară înțelegerea va fi avizată favorabil. Deci e un pas, dar oricum intenția este foarte sănătoasă. Dacă vrem să terminăm cu evaziunea fiscală, hai să nu alergăm după cel care vinde măsline fără bon. Am văzut că au început să se închidă și restaurante acum care îmi dau bon. E bine și treaba asta, nu zic nu. Că, de exemplu, pâinea este foarte evazionată în România, e cel mai evazionat produs. Te duci, o pâine, dai 2 lei, 1 leu, cât costă ea acolo, ai luat pâinea și ai plecat. Bon, mai vedem. Poate fi și asta, dar totuși asta este mica evaziune în raport cu sutele alea de mii, cu milioanele de euro care zac prin conturile elvețiene. Hai să fim serioși, nicio brutărie nu face 80 de milioane de euro pe an nefiscalizați. Adică doar dacă e națională și are coze, așa, eu știu ce vinde. Deci vorbim de bani serioși când vorbim de conturile din Elveția. De altfel și oamenii care au conturi acolo nu sunt niște brutari simpli, ca să zic așa. Sunt oameni care au afaceri foarte grele și foarte întinse. Bun, mergem până în Rusia. Rusia se agită foarte tare, foarte tare. Manevre militare de o amploare fără precedent se desfășoară de către armata rusă. La aceste manevre participă nave de război, apărare antiaeriană, blindate, bombardiere strategice. Exercițiile militare se desfășoară până la sfârșitul lunii martie și NATO și-a exprimat preocuparea în legătură cu aceste operațiuni pentru că ele sunt, atenție, neprevăzute. Cum spuneam și ieri, sunt neanunțate. Adică te trezești că rusul începe să plimbe tancurile, avioanele, rachetele, uite-le cum zboară. Vezi, Neluțu, ne înțelegem din priviri. Rachete, uite. Te trezești că s-a apucat rusul să tragă cu pușca și n-anunță. Dom'le, facem și noi niște exerciții. Vorbeam și eu. E o situație foarte stresantă când vezi o rachetă zburând și nu știi ce e cu ea. Dacă știi că e un exercițiu, asta este. Da. Când vezi norișori de ăștia care deloc nu sunt simpatici, nu știi ce se întâmplă. Manevrele au început săptămâna trecută în peninsula Crimea și în sud-vest, în apropiere de granița cu Ucraina. Adică exact unde sunt zonele fierbinți. Că știi, asta e problema, că rusul nu agită rachetele în Siberia, la el acasă. Nu, le agită pe aici, pe unde sunt zone sensibile. 200 de tanchiști se antrenează pentru asedierea unui oraș în centrul Rusiei. În Siberia, asta e că avem și în Siberia. În Siberia, unități aeriene se antrenează să răspundă unui război electronic. Electronic în Siberia. Militarii din regiunile centrale și de vest ale Rusiei sunt în stare de alertă. În insula Sahalin au fost instalate baterii de rachete antiaeriene. Spre Marea Baltică se îndreaptă 20 de nave de război, vedete și submarine. Așadar, sunt implicate și forțe strategice, bombardiere, rachete nucleare cu rază medie de acțiune în enclava Kaliningrad. De asemenea, în Armenia se vor desfășura trupe și în cele două republici separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Da, asta arată intenția lui Putin de a începe să refacă URSS-ul, așa cum am mai vorbit și altă dată. Ministrul rus al apărării afirmă că a informat OSCE cu privire la derularea exercițiilor, dar NATO și-a exprimat preocuparea în legătură cu aceste operațiuni despre care spune că sunt neprevăzute. Mă rog, acum și asta e o formă să te informești, știi? Tragi cu racheta și zici, alo, da, bună ziua, stați liniștit, facem noi niște exerciții. Ceea ce ați văzut e o rachetă care a început să zboare, că e un exercițiu. Deci nu vă faceți probleme. Adică anunți așa, într-un timp, ca să te faci că anunți. Și asta ar putea fi. Între timp, pe linie diplomatică, Rusia mai face un pas
strategic, și anume vrea un nou summit pe tema conflictului separatist din estul Ucrainei. Vedeți? A avut dreptate. Rusia se folosește de acest conflict în interes propriu. Cine a zis că nu e adevărat, are acum dovada. Pentru că este absolut aiurea să ceri un summit asupra unui conflict despre care tu ai spus că nu știu, domnule, n-am nicio treabă, nu mă interesează. Știu că așa zicea până acum Putin, că domnule, acolo în Ucraina, nu, noi n-avem nicio treabă, nu suntem noi implicați. Da, nu suntem implicați, dar vrem un summit acum. Bun, dorește o nouă reuniune cu liderii Franței, Germaniei și Ucrainei, adică un nou Minsk, probabil 3 de data asta, pentru că nici Minsk 2 nu se simte prea bine. S-a luat deja legătura cu miniștrii de externe din Franța și Germania pentru a propune o nouă rundă de negocieri în cursul săptămânii viitoare, în scopul evitării deteriorării situației în estul Ucrainei. Bine, asta sună diplomatic, pe românește sună ca să nu facem mai mult război, hai să ne mai întâlnim. Cam așa vine. Da? Despre asta este vorba. Ca să nu facem război, ne întâlnim. Bun. Și ultimul subiect din Face Press, înainte de pauză. Mergem până în Irak și Siria, unde membrii grupării Stat Islamic și-au și revendicat atacul din Tunisia. Presa mai comentează că armele cu care au tras teroriștii în muzeul acela din Tunisia, de care am vorbit ieri, ci că sunt făcute în România. Bine, asta nu înseamnă că le-au vândut românii, să ne înțelegem, că aici unii ar putea înțelege greșit. Deci România fabrică niște arme, le vinde cuiva, apoi acel cineva la rândul lui le poate vinde altcuiva și acel altcuiva la rândul lui le poate vinde altcuiva și tot așa lanțul slăbiciunilor până ajunge pușca la terorist. Plus că mai e o problemă. Teroriștii ăștia au foarte mult armament din captură. Adică ei s-au luptat, au câștigat niște teritorii, niște resurse și au câștigat și niște arme. Nu era celebră știrea aia că au pus mâna pe un Humvee american. Da? Ei pun mâna pe tot felul de resurse de război. Deci probabil că puștile astea erau pentru ăilalți. Sau mitralierele astea, puștile mitraliere AK-47, făcute în România, cică. Și probabil că le-au recuperat ei. Bun, acum însă comunitatea internațională are o intenție foarte serioasă față de statul ăsta islamic. Și anume, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului cere judecarea de către Curtea Penală Internațională a membrii organizației teroriste Stat Islamic. Acuzarea ar fi aceea de genocid și crime de război. Într-un raport bazat pe mărturiile a peste 100 de victime, agenția ONU cere Consiliului de Securitate să sesizeze Curtea Penală Internațională privind crimele comise de gruparea teroristă Stat Islamic. Este vorba deci de crime de război în confruntările cu militanții rețelei teroriste și totodată de genocid, pentru că populația care intră în sub controlul acestei grupări este o populație decimată pentru tot felul de motive aberante. Da, tot felul de motive aiuritoare. Spânzurați, aruncați de pe clădiri, arși și așa mai departe. Deci se dorește judecarea teroriștilor pentru genocid și crime de război. Eu cred că orice terorist, că este unul sau că sunt 100 de milioane, nu contează, orice terorist este pasibil de una din aceste două acuze. Poate genocid nu. Dacă ești unul singur, e greu să faci genocid. Pentru crimă de război, însă, cred că da. Și pentru crimă, în primul rând. Adică, stai puțin, să ne mai și gândim. Până la crima de război și până la genocid, oamenii ăștia nu sunt pasibili de niște crime. Adică când au aruncat de pe clădiri niște oameni, când au crucificat alții, când le-au dat foc unora, când au tăiat gâtul altora. Știm bine înregistrările pe care ei le pun din când în când în sens propagandistic.
Astea nu sunt tot crime? Pentru astea cine-i judecă? Adică aici sesizez o ușoară formă de autism instituționalizat, adică comunitatea internațională se sesizează doar când problema devine foarte mare. În rest, cine ar trebui să sesizeze? Sigur, comunitățile naționale. Dar într-un astfel de teritoriu transformat în haos, mai există vreo autoritate? Cine să-i judece pe acești oameni? Măcar cine să-i potolească? Asta ar fi primul comandament, prima poruncă. Opriți distrugerea, opriți terorismul. Și apoi vedem, îi judecăm, îi îndreptăm, îi lămurim. Vedem noi ce facem cu ei. Dar primul comandament este opriți glonțul. Opriți praful de pușcă, altfel n-ai cum. Bun, hai să luăm pauza aici la Facebook în acest moment și revenim în partea a doua cu alte subiecte. Am revenit la Facepress. Partea a doua, începem cu un subiect foarte interesant. Este vorba despre medicii care refuză să facă avorturi în postul Paștelui. An de an, numărul nou născuților în România scade dramatic. Din diverse motive sunt părinți care încă sau temporar sau definitiv, nu știu, depinde fiecare, decid părinții să nu nască un copil. Totodată între 2 și 3 femei din 100 cu vârstele cuprinse între 20-39 de ani fac întrerupere de sarcină la CRR. Astfel s-a ajuns în situația dramatică ca dacă în urmă cu 25 de ani se nășteau anual 314.000 de copii, două decenii mai târziu, adică în vremea noastră, numărul acestora a scăzut aproape la jumătate. Încet, încet România se depopulează și așa au apărut medicii care în post nu mai fac întrerupere de sarcină la cerere, o parte din aceștia având motivație religioasă. Există și alți medici care refuză să facă avorturi în perioada posturilor sau sărbătorilor religioase și gândul prezintă pe câțiva. Iată, de exemplu, la maternitatea cu Zavodă din Iași nu se fac deloc avorturi la CRR, se fac întreruperi de sarcină acolo unde sarcina este oprită din evoluție, spune dr. Maria Stamatin, directorul medical al instituției. Unul din motive este acela că spațiul destinat pentru avorturi este în renovare și se așteaptă darea în folosință. Așa cum are dreptul femeia să ceară avort, și medicul are dreptul să refuze să facă această procedură. De altfel, este o discuție interesantă în lumea medicală, relația dintre medic și pacient. Medicii spun din Iași că avortul nu este una dintre metodele de contracepție. Ei susțin că sunt atâtea metode de contracepție încât nu trebuie să se ajungă la avort, pentru că avortul creează și o multitudine de complicații, chiar și ulterioare, asupra femeii. Majoritatea obstetricienilor spun că ei trebuie să aducă viață, nu să ia viața. Este o discuție foarte interesantă despre embrion. Ce este embrionul? Pachet de celule sau persoană? Gândindu-ne că și noi am fost embrion totuși. Mai departe, medicul Ionel Cioată spune că eu prezint în primul rând complicațiile celor ce doresc să facă avort și încet încet încerc să-i adun la filonul credinței. Medicul este din Timișoara și a ales în urmă cu 15 ani să nu mai facă avorturi după mai multe vizite la muntele Athos și după ce un preot a refuzat să-l mai împărtășească pentru că făcea întreruperi de sarcină la CRR. Deci nu încerc să întorc omul din decizia lui, dar eu îi prezint în primul rând ce înseamnă un avort din punct de vedere medical, care sunt complicațiile și încet, încet încerc să-l aduc la filonul credinței, adică al Mântuitorului. Aștept aici asurenii să sară în sus și să spună că medicii fac prozelitism religios. Bine, poți să nu fii de acord cu credința, dar la fel de democratic e să am și eu dreptul la credința mea.
Bun. Mai departe, domnul doctor Marcel Buzatu Mihăescu zice că să mă ierte Dumnezeu, în perioada postului nu fac avort. Nu facem, doamnă, că avem și noi Dumnezeul nostru, nu suntem chiar așa, spune șeful secției de obstetrică ginecologie de la Spitalul Județean din Pitești. În afara postului însă se fac avorturi la cerere în această instituție. Dacă vin femei și în ziua de Paște și în ziua de Crăciun că vor avort, dar noi de Crăciun nu facem decât dacă Doamne ferește, este cu probleme și trebuie rezolvat. Un medic din Vatra Dornei spune și el, eu personal nu fac în perioada postului, dar colegul meu face. Deci lumea medicală este și ea împărțită și sigur ceea ce discutăm aici de fapt este nu avortul în sine, și el este o problemă pentru că este uciderea unei vieți până la urmă, dar problema aici este și de, uite, cam așa stăm noi când suntem mici, problema este și de conștiința medicului. Poate fi obligat medicul să facă un act împotriva conștiinței lui? Dacă răspunsul zice cineva că este da, atunci să se uite în Constituție. Că libertatea de conștiință este garantată constituțional. Deci eu nu pot să fac o faptă care contravine opiniilor mele. Nu pot. A, dacă semnez un contract în care acolo spune că mă oblig să fac astfel de fapte și eu sunt de acord cu asta și am semnat e altceva. Dar până nu îmi dau acordul, nu pot fi obligat să fac o faptă contra opiniilor, credințelor, valorilor mele și așa mai departe. Asta pentru a preveni eventualele cotcodăceli seculariste care vor așa un fel de aliniere, cam cum făcea și comunismul, știi, de altfel. Bun, mergem mai departe, pătrundem mai la adânc în zona asta sufletească. Pe adevărul găsim un articol despre sinucidere. Ce se întâmplă în mintea celor care se gândesc să se sinucidă? Un psiholog și un preot constanțeni explică de unde vin gândurile negre și cum putem găsi salvarea. Preotul este Florin Ioniță din Constanța și crede că sinuciderea reprezintă o lepădare de credință. Ajungi să te sinucizi doar atunci când deznădăjduiești și îți lepezi până și credința. Este un păcat împotriva Duhului Sfânt, un păcat capital. Dumnezeu este Cel ce dă viața, o dă din iubire, în sensul că viața noastră pământească se poate îmbunătăți, zice părintele Florin Ioniță. Biserica ortodoxă nu poate accepta gândul și gestul sinuciderii pentru că omul care se sinucide nu-și mai poate ierta, nu mai poate să ceară iertare. Adică ideea este să ne îndreptăm prin căință. Ori sinuciderea este un păcat care nu-ți mai permite căința. După ce ți-ai luat viața, ce mai căiești? Cum te mai crești? Nu mai ai cum. Bun. Explică părintele și de cazuri în care a consiliat pe cei care au avut astfel de gânduri și spune că se poate colabora și cu psihologul, pentru că pe partea cealaltă este întrebat și un medic. Este vorba de doctorul Cristina Cazan de la o instituție medicală din Constanța. Nu-i dăm numele ca să nu facem reclamă. Medicul constanțean crede că pacienții care vor să se sinucidă de cele mai multe ori au traume vechi pe care nu le-au depășit. În general, este constatat faptul că oamenii care se sinucid sunt cei care ajung târziu în cabinetul unui specialist. Deci nu sunt consiliați la vreme. Da, asta este că sinuciderea este înainte de toate un gest individual, izolat, al unui om însingurat. Un om însingurat toacă aceste gânduri în sinea lui până când ajunge să le pună în practică și nu se găsește un ajutor care să-l oprească. Problemele care duc la sinucidere sunt descrise de medicul constanțean. Există, de exemplu, sinuciderea ca metodă de a rezolva problemele, ceea ce sigur că nu rezolvă, apoi tot felul de frustrări,
lipsă de comunicare și suicidul ca act demonstrativ, ca act de atragere a atenției, poate fi și treaba asta. Medicul Constanțean însă crede că familiile pacienților pot să aibă semne de vinovăție și tocmai pentru asta este nevoie să fie și ajutate pentru a conștientiza riscurile. Deci contează foarte mult și familia celui care are gânduri de sinucidere. Cam asta este problema. E greu, mai ales atunci când rămâi depresiv, pentru că sinuciderea într-adevăr vine din depresie. Dar nu este imposibil, adică gândurile astea pot fi ușor trecute cu ceva ajutor și cu niște muncă de lămurire, cum se spune în popor. Următorul subiect vorbește despre un alt fel de sinucidere sau de ucidere, dacă vreți, depinde, vom vedea, este vorba de obezitate. Obezitatea care nu te omoară din prima, ci încet, încet, prin problemele de sănătate pe care le face ulterior, dar obezitatea este și o problemă ce ține de noi înșine, adică dincolo de a fi o boală exterioară nouă, obezitatea este o stare care ni se datorează de cele mai multe ori. Pentru că prin stilul nostru de viață, prin obiceiurile alimentare nesănătoase, prin sedentarism, prin alte cauze, noi înșine ajungem în zona asta a obezității, a supraponderabilității și de aici încep și problemele medicale. Avem un material video, haideți să-l urmărim. Stilul de viață și alimentația s-au schimbat mult în ultimele două decenii în țara noastră. Ocupăm locul 3 în Europa într-un clasament al persoanelor supraponderale. România se înscrie acum, datorită stilului de viață, se înscrie pe lista țărilor cu un procent destul de ridicat de obezitate, fie în rândul bărbaților, a femeilor, dar iată, avem foarte multe cazuri și la copii. 15.000 de copii au trecut deja de pragul obezității, iar unul din doi se luptă cu kilogramele în plus. Acestea sunt cifrele oficiale, dar specialiștii se tem că, în realitate, situația ar fi și mai gravă. Din fericire, obezitatea poate fi tratată, iar în ajutorul celor care se luptă cu această afecțiune vin tot mai multe clinici private. Sunt soluții medicale, sunt soluții terapeutice, fie chirurgicale, fie medicale, alături de educație pentru un stil de viață mai sănătos. În lupta cu obezitatea, specialiștii au la dispoziție acum aparate de ultimă generație, similare celor folosite de medicii din Occident. Avem dotări care pot facilita efectuarea unor intervenții chirurgicale în manieră 2D, dar și 3D. Dezideratul să identificăm cât mai multe soluții pentru ca pacienții să nu mai caute în alte orizonturi servicii medicale de calitate, iar medicii să rămână ca și pacienții în România. Mai bine de un sfert dintre românii se luptă cu obezitatea, iar peste 30% sunt supraponderali. Da. Acum, sigur, se vorbește de obezitate în termeni medicali, că e cauzată de alimentație nesănătoasă, stil de viață nesănătos, dar hai puțin să intrăm mai la adâncul motivelor de obezitate, pe care eu le identific ca fiind trei. Și ele se numesc așa, poftă, pentru că pofta este cea care te duce la un consum alimentar neadecvat, confort, pentru că, de fapt, confortul vieții este cel care te duce la sedentarism și la confort mai adaug unul, lene. Foarte mulți oameni trăiesc leneși. Adică n-au chef. Deși au timp la dispoziție, deși au... Hai, cel care este agitat toată ziua, preocupat, să zic că n-are timp să facă și ceva mișcare, deși agitația ar trebui să-l țină într-o mișcare. Dar sunt foarte mulți oameni care au timp liber. Au foarte mult timp liber. Ei stau la televizor, stau la calculator, în loc să se ducă, să facă niște mișcare. Asta e lene și confort. Astea sunt principalele cauze. Vedeți? Este foarte important că cineva m-a întrebat de ce mai bag din când în când și religia în emisiune. Nu neapărat religia, cât legătura dintre suflet și trup.
cât interiorul nostru, duhovnicescul nostru. Și sigur că religia este acel sistem de legătură cu niște valori. Ori, în cazul acesta, unde ar fi religia? Păi, religia este acolo unde morala îți spune că e păcat să fii leneș. Știți că lenea e păcat capital? Pentru că din el nasc alte păcate, probleme? Iată, exemplu este cel mai clar. Confortul este de fapt o lene ascunsă. Mai ridică-te din scaun, de la televizor, de la calculator, de la asta, mai lasă chestiile astea. Du-te, mai respire niște aer curat, mai fă niște mișcare, mai vorba aia, suntem aici la malul mării vara, mai înnoată și tu, mai fă o baie mare, mai mișcă-te, mai aleargă un pic. Adică, știi? Despre asta este vorba. Și mai lasă mâncarea aia care este foarte toxică. Și pofta, deci trebuie, zice Biblia foarte clar, pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Astea trei îl pierd pe om. Păi da, că unii sunt trufași. Bă, mă duc eu să alerg, mă duc eu să nu mai mănânc eu nu știu ce. Păi toată lumea mănâncă cartofi prăjiți. E, mănâncă și tu cartofi prăjiți, că o să ajungi unde ajunge toată lumea care mănâncă cartofi prăjiți, de altfel. Bun. Și numai de cartofi e vorba. Zicem, ca să nu fim discriminatorii, zicem de prăjeli, zicem de grăsimi, zicem de tot felul de lucruri. Un subiect interesant, pe adevărul poate nu știați, dar e bine să aflați, nu că ar trebui practicat, Doamne ferește, dar și-au pus specialiștii problema de unde vine cuvântul șpagă, atât de folosit astăzi în România. Știi? Șpaga înainte era un fel de suliță folosită de funcționarii de la vamă pentru a controla baloturile de lână. Mai în adânc, profesorul ieșean de lingvistică Stelian Dumistrăcel observă că șpaga ar veni dintr-un cuvânt sârbo-croat numit șpag, care înseamnă buzunar. Și șpaga ar evoca trecerea dintr-un buzunar în altul. Cam asta este la esență șpaga. Da? Trecerea dintr-un buzunar în altul. Un alt mare lingvist român, Iordan, se referă la practica vămilor, unde apărea cuvântul șpaga, era un fel de suliță, cum am spus, pentru a controla baluturile în care se puteau ascunde mărfuri de contrabandă. Pentru a evita înțeparea de inspecție, negustorii interesați mituiau pe vameș și prin metonimie cuvântul care denumea temutul instrument a trecut la obicei. Se întâmplă treaba asta, metonimia, într-adevăr se întâmplă. Sunt cuvinte care apar din niște obiceiuri. Și obiceiurile pot folosi și niște instrumente numite într-un anume fel. Când spui condei, de exemplu, te referi metonimic la scriitori sau jurnaliști. Da? Când zici are condei, asta nu înseamnă că are condei, pix. Toți avem pix. Dar zici de el că are condei în sensul că are stil, are talent, scrie bine. Da? Așa și aici. Deci, iată, o metonimie. S-a transferat denumirea de la instrument, condeiul, la obicei. Obiceiul de a scrie, la preocupare. Da. Bun. Descrie ce este metonimia specialistă, o figură de stil ce constă în folosirea unui cuvânt pentru altceva într-o relație logică. Da, asta mai facem și puțină educație. Da, avem două explicații foarte clare, deci de unde ar putea veni cuvântul șpagă. Avem însă și o dilemă, o să încheiem în stil de zâmbet știre, și anume Daily Mail vine cu așa zisa decizie grea a unui tânăr de 21 de ani din China, care săracul s-a văzut într-o dilemă foarte neplăcută pe moment, cred, dilemă în care a intrat datorită a două fete, fosta și actuala iubită. El a părăsit pe cineva pentru altcineva, s-a solicitat o întrunire, un board de decizie, de parcă treburile astea le poți decide în ședință, și stând el de vorbă cu cele două fete,
cea care era lăsată, mă rog, n-are rost să dăm numele, cea care era lăsată într-o mișcare disperată de a îl întoarce pe iubit, s-a aruncat în râu. Înțeleg că discutau pe malul unui râu, că așa sunt întâlnirile astea romantice, ca și cum te duce pe faleză și te arunci în Marea Neagră. Tânărul a fost destul de bulversat, cealaltă actuala, când a văzut provocarea fostei, a pus mâna și s-a aruncat și ea în apă. Inteligentă fata, acu zice alege. Și omul s-a văzut într-o așa zisă dilemă. Bineînțeles că, vă dați seama, lăsând după una și alingând după alta, s-a dus, a pus mâna pe telefon, a fost gentleman. A pus mâna pe telefon, l-a sunat pe fratele lui să vină să scoată pe fosta, dânsa este fosta, da, care o vediți aici în imagine. A venit fratele și a scos-o pe fosta și el a scos-o pe actuala. Poveste de viață, ce să zici? Poveste de viață, că așa se întâmplă. Da, bine, acum ar zice, bine, domnule, și de ce a făcut știrea asta în conjurul planetei? În esență este vorba de un adevăr foarte clar și foarte important pe care am vrut să-l aduc în discuții și mă folosesc de știre. Inima nu gândește ca mintea. Noi avem trei mari forțe în noi. Noi ne închipuim așa, că zicem forța sufletului și gata, dar mai în adânc e ca la fizică aici, forța se descompune pe coordonate carteziene. Există și un univers tridimensional al sufletului, în care există trei mari forțe, așa cum în universul ăsta avem trei dimensiuni, da? Există forța inimii, sentimentul, există forța minții, rațiunea, și există forța voinței, adică determinarea, motivarea, ești sau nu. De regulă, voința își ia forța din cele două, din minte și din inimă. Toată viața noastră, de fapt, joacă între minte și inimă. Și de asta marii asceți, sfinții, părinții, mari înțelepții a acestei planete, ca cum spuneam, toți sunt de acord că omul nu poate funcționa armonios dacă nu pune în armonie forța inimii cu forța minții. Mai grav este că specialiștii au început să demonstreze ceea ce sigur acești înțelepți spuneau dinainte. De fapt, înțelepții, sfinții sunt un fel de psihologi de dinainte de a apărea psihologii, știi? Și specialiștii au demonstrat că ruperea interioară între inimă și minte duce la schizofrenie. Omul contemporan este în acest pericol. Tot haosul pe care îl vedem astăzi, de fapt, majoritatea haosului, ca să nu zic chiar tot, este bazat pe această rupere interioară. Fie folosim numai forța minții și ne dezumanizăm, că nu mai gândim și cu inima, nu mai lăsăm și inima să vorbească, fie suntem prea sentimentali și blocăm rațiunea, adică facem niște lucruri iraționale. Nu, important este să le unim. Important este să le unim. Și așa vom avea o viață mai armonioasă, pentru că astăzi este și Ziua Mondială a Fericirii. Că mi-am adus aminte, ia vezi, Neluțu, găsim pe undeva ceva cu fericire, să ilustrăm fericirea. Ce e fericirea? Marele concept încercat a fi explicat, definit, dimensionat, străbătut pe toate părțile. Fericirea este practic în esență, ca să facem și noi o definiție în această emisiune, fericirea este iubire. Pentru că omul când iubește, este fericit. Dar mă refer la iubirea aia tirnerească, așa, pasiune pentru cineva, nu. Mă refer la iubirea ca virtute, ca stare de jertfă, de contemplare, de dăruire. Despre asta este vorba. Atunci este omul cel mai fericit. În rest, toate celelalte așa zise motive de fericire, banii, prestigiu social, mai știu eu ce chestiuni din astea temporare, nu sunt motive de fericire autentică. Putem vorbi la nesfârșit despre fericire autentică și falsă fericire, că sunt destui care își închipuie că sunt fericiți până ajung nenorociți. Da, Ziua Internațională a Fericirii, 20 martie.
Încheiem această emisiune cu un îndemn, am zis și ieri, mâine nu uitați, se desfășoară în Constanța un marș pentru viață de la ora 12 în fața Catedralei Arhiepiscopale. Cei care doresc să susțină viața, să susțină darul acesta minunat pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, sunt chemați să vină să mărșăluiască, să-și exprime susținerea pentru viață. Sigur, într-o lume în care moartea a devenit o cultură, poate nu v-ați prins sau poate nu v-a zis nimeni până la ora asta, dar astăzi trăim și o cultură a morții. Dar despre asta cu alte ocazii. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, Doamne ajută, pe săptămâna viitoare.